Un alt item la care am căutat răspunsuri, în ce măsură următoarele afirmații sunt valabile pentru dumneavoastră și pentru studenții dumneavoastră în contextul în care se desfășoară activitatea așa cum o vedeți. Și așa cum anticipam, cadrul didactic lucrează mult mai mult ca de obicei a fost principalul răspuns, principala preocupare. În analiza în detaliu, să-i spunem, a elementelor a arătat că aspectele de, ce spun, de prelegere, explicație și așa mai departe nu sunt cele care pun probleme, dar probleme foarte mari din perspectiva faptului că majoritatea colegilor noștri nu sunt convinși sau nu sunt mulțumiți cu rezultatul pe care îl văd sau cu felul în care reușesc să facă și de monitorizare a studenților, a progresului studenților. Colegii, deși reușesc să facă asta, depun eforturi foarte mari să reușească să facă aceste feedback-uri și monitorizări și nu sunt întru totul mulțumiți de rezultatele pe care le au, comparându-le cu ce se întâmplă față în față, simt că nu e suficient ceea ce reușesc să facă. Tocmai de aceea, în acest slide, vedeți că, iată, comunicarea autentică a lipsit cel mai mult colegilor. Comunicarea autentică cu studenții lipsește în această perioadă. Nu cred că ne mirăm, dar, iată, aproape 70% dintre colegi au pus pe prim plan această absență a relației umane în perioada de față. Bun, alte abordări, așa cum probabil ne așteptam pe baza recomandărilor venite, să zicem, de la nivelul conducerii universității și a softurilor puse la dispoziție. Google Classroom a fost opțiunea principală pentru cadrele didactice. Google Classroom a fost prima, spuneam, Moodle-ul UVT urmează și după aceea avem sumedenie de alte softuri sau aplicații pe care le folosesc colegii, foarte multe, unele poate folosite de un singur coleg sau de doi colegi, de aceea nu le-am enumerat aici. Avem și explicații din punct de vedere al alegerii acestea principale pentru Google Classroom și nu pentru Moodle. Se pare că majoritatea colegilor aleg Google Classroom văzând-o mai flexibilă decât Moodle-ul utilizat la nivelul UVT-ului. Bun, pentru videoconferință Google Meet, în proporție foarte mare, avem însă și cazuri care folosesc Zoom, așa cum folosim și noi aici. Vedeți că sunt totuși în 4%, îl găsesc mai dinamic, mai complex. Cei care folosesc Zoom au explicat alegerea lor mergând în această direcție, sunt că le permite, are mai multe utilități și poate să fie mai interactiv folosind Zoom. Asta este motivul pentru care l-au ales. A mai fost un motiv venit din partea facultăților vocaționale, spunând că Zoom ar avea un sunet mai bun. Cam acestea au fost primele două motive pentru care s-a ales Zoom atunci când s-a ales Zoom. Bun, spuneam că am avut 60 de pagini în care colegii au prezentat diferite aspecte de cum își desfășoară activitatea. Am ales aici două citări exacte din aceste 60 de pagini pentru a arăta două cadre generale în care se desfășoară activitatea. Vedeți Google Classroom sau Moodle sau, mă rog, Google Meet și Zoom, da, Mentimeter, Paddle. Și așa mai departe, sunt câteva aspecte pe care le întâlnim foarte des, adică asemenea combinații de softuri și aplicații pe care le vedeți în momentul de față sunt des întâlnite în prezentările colegilor.